Salut! Sunt Alexandru Vaida Voievod și am fost politician. Mai rău, am fost și parlamentar. Știu că nu vă plac cuvintele astea, dar să știți că n-au fost mereu un prilej de ocară. Eu unul am fost parlamentar român la Budapesta. Și acolo, într-o zi de octombrie anului 1918, mi-am luat riscul să spun câteva cuvinte colegilor mei. Că românii din Imperiu nu mai sunt o naționalitate, ci o națiune. Și că nu mai dăm dreptul acelui parlament de la Budapesta să ne reprezinte interesele la Congresul de Pace din acel an. Le-am mai spus că ne sunt arestați patrioții și închise școlile. Și le-am mai spus că românii vor libertate pentru națiunea lor fără să-i mai întrebe pe ei nimic. Vă imaginați ce a fost în sală? Dacă la început deputații mai dormeau, cum se doarme în toate parlamentele, când au început să înțeleagă ce zic eu, s-au trezit. Au început să urle la mine. Ce mi-am auzit? Trădare, cuvântare antinațională, ești un farmacist, neisprăvit. Auzi, neisprăvit, deși eu făcusem facultatea la Viena. Și câte și mai câte. Am crezut că mă linșează și mă așteptam la asta. Când am terminat ce am avut de spus, am plecat repede pe un traseu pregătit de prieteni, să nu pățesc nimic. Am dormit în cartierul muncitorilor români de la Budapesta. Și noaptea aceea am plecat spre casă ca să pregătesc unirea. Care s-a întâmplat la o lună și jumătate după povestea asta. Da. Am făcut și greșeli în politică. Mai ales spre sfârșitul vieții, în anii tulburi de dinainte de 40. România a ales să mă pedepsească și să mă uite. M-am stins în arest la domiciliu în țara pe care și eu am reîntregit-o. O țară de la care nu am luat niciodată mai mult decât am dat. O țară pentru care mi-am luat riscuri, știind foarte bine că dacă izbândesc, o fac pentru ceilalți. Asta e morala mea, pe care o las cui vrea să o asculte. Țara nu e pentru tine, politicianule. Și datoria ta e întotdeauna pentru alții. Și misiunea ta e cel mai adesea riscul și sacrificiul. Nu profitul și gloria. Mă auzi? 1 decembrie. Țara nu e pentru unul, oricare ar fi el. Țara e pentru toți.